nu vă pot spune. Nu știu nimic. Nu înțelegem care e calitatea de suspect. Nu știu lucrul ăsta, nu mi s-a comunicat și încă o dată. Eu am fost chemat și eu la fel ca și alții. Suntem chemați, suntem puși la curent cu ce... De ce am fost aduși aici, nu avem ce comentarii să facem pentru moment. Chiar nu aveți ceva ce să luați de la mine. E adevărat că s-au introdus pe stadion articole pirotehnice? Vă înșelați. Vă înșelați întrebarea pe care o puneți. Aveau suporterii susținerea clubului pentru aducerea în stadion a celor. N-a fost niciodată vorba de așa ceva și încă o dată vă înșelați. Nu acesta este subiectul. Nu acesta este subiectul. Dar care este subiectul? Nu, aflați-mi. Aflați-mi de asta, văd. Asta s-a arătat prin comunicat. Deci, dezinformați dacă spuneți că am fost chemat aici pentru materiale. Atunci, dumneavoastră. Ați fost, dezmințiți dumneavoastră. Nu am ce să vă dezmințiți. Nu am calitatea asta. Sunt foarte mic, nu vă pot spune nimic. Haideți să o iubim așa. Aveți alții mai... O mare eroare. Nu, așa mi s-a comunicat. Păi nu pentru lucrul ăsta sunteți. Asta e cu comunicat oficial al liceu, al poliției. Întrebați. Deci întrebați la serviciu de presă al poliției, nu vă poate ajuta nimeni. Asta mi s-a spus. Au fost articole pirotehnice foarte periculoase lansate pe teren. Nu este adevărat. Nu, sunteți într-o eroare, domnule. Și spuneți-mi dumneavoastră care este adevărat. La meciurile Rapidului, ultimele două meciul are Rapidul, nu ați văzut materiale pirotehnice. Era vorba despre meciul cu FCSB, de exemplu. Meciul pe 9 martie. Vă rugăm, vă rugăm. Unde, la ce perchiziție? La meciul cu FCSB, să spunem. La meciul cu FCSB? Deci, poliția sau jandarmeria au birouri de presă, vă rugăm frumos să întrebați acolo. Ce mai știți? Astea sunt informațiile pe care le avem. Galeria este galeria Rapidului, iar clubul Rapid nu se dezice de galerie. Înțeleg, se vorbea de faptul că... Sunteți în eroare, nu este adevărat.